La bacalaureatul din vară, județul Giurgiu a obținut rușinosul procent de promovabilitate de 39,45%, cu 3 procente mai mic decât cel de anul trecut. Și asta pentru că liceele Ion Maiorescu și Tudor Vianu au avut rezultate remarcabile. Celelalte licee din oraș au avut o promovabilitate extrem de mică, să nu mai spunem de liceul tehnologic, unde niciun elev nu a promovat bacul. Din această cauză s-a decis schimbarea din funcția directorilor care nu au obținut performanțe, aspect explicat încă o dată de liderul social de de la Giurgiu. S-a discutat de schimbarea directorilor, dar nimeni nu spune că directorii au avut performanțe zero. Să ai probabilitate zero la un bacalaureat, eu nu cred că merită să fii manager de instituție. Să ai 3,2%, nu știu unde. Credeți-mă că eu nu-i cunosc nici pe cei actuali, nici pe cei care au fost propuși acum ca să ocupe funcțiile astea de manager. Dar consider că acolo trebuie puși oameni apolitici, oameni care pur și simplu să sfințească locul și să reușească să aducă învățământul giurgiuvean acolo unde era. Nu putem să stăm cu două licee, cu Maiorescu și cu Vianu, care să facă performanță și restul. Faltă și restul să fie zero. Și pentru că vorbim de vinovați și persoane responsabile pentru aceste rezultate, în opinia lui Bădălău de vină sunt dascălii care nu sunt suficient de exigenți cu elevilor. Eu cred, așa cum v-am spus și încă o dată o afirm cu tărie, că de vină sunt profesori. Eu ca țăran îmi duc feciorul acolo și îl bag pe poarta școlii, dacă profesorii n-au o preocupare, n-ai dau un minim de educație, obține unul la bac, doi și așa mai departe. Eu cred că dacă un pic mai multă exigență și mai mult profesionalism din partea cadrelor didactice, am reușit să ridicăm procentul ăla de 36 sau 38%, dacă nu mă înșel, că l-am avut pe județ ca probabilitate. Procent în care, să fim foarte serioși, ne-au ridicat Maiorescu și Vianu. Referindu-se la inspectorul școlar general Petre Petre, Nicolae Bădălău spune că acesta a adus corectitudine în județul Giurgiu, iar deocamdată nu există niciun motiv pentru a fi schimbat din funcție.